Un record istoric pentru omenire, un cosmonaut rus a spart bariera de 1000 de zile petrecute în spațiul cosmic. Cosmonautul și-a depășit propriul record la bordul Stației Spațiale Internaționale. De altfel, el petrecuse deja în februarie peste 878 de zile în spațiu. Această performanță personală oferă informații esențiale și pentru medicină legate de efectele șederii în spațiu asupra organismului, precum degenerarea musculară, pierderea de masă osoasă, slăbirea vederii și afectarea echilibrului. Despre acest subiect cu invitatul meu, Alexandru Mironov, realizator Digipedia. Domnule Mironov, mulțumesc mult de tot pentru prezență. Cu mare plăcere, bună ziua. Cum ați primit dumneavoastră această veste? Cum e de fapt pentru omenire vestea aceasta de peste 1000 de zile petrecute în spațiul cosmic? Dragă mea colegă, este unul dintre pașii normali care trebuie să se facă și s-a făcut. Gândiți-vă că personajul respectiv, că deja e personaj istoric, e doar la mijlocul perioadei. S-ar putea să mai stea încă 10, dacă nu 10, cel puțin 2-3 ani în spațiu cosmic. La ora actuală se fac toate calculele pentru acțiunile viitoare. Gândiți-vă la acțiunile viitoare, foarte rapid viitoare, înseamnă să ne ducem pe lună și să folosim regolitul care e acolo pentru viitoare noastră întreprinse pe lună. Să încercăm să acroșăm asteroizii care se învârt în centura post-marțială și să-i atrage spre Pământ pentru a-i prelucra. Gândiți-vă că în curând am trecut de 8,1 miliarde de locuitori, în 2050 urmașii vor fi 9,5 miliarde, ei trebuie să iasă neapărat în spațiul cosmic. Cum se întâmplă asta? Se întâmplă dacă suntem pregătiți. Să știți că și la noi Institutul de Științe Spațiale are toate instrumentele pentru a calcula tot ce trebuie în corpul unei persoane care se expune unor acțiuni deosebit de accentuate în ceea ce vrește schimbarea lor. De pildă, cosmonautul nostru Dumitru Culnar a fost controlat cu câțiva ani în urmă și pentru vârsta lui s-au găsit calități cu mult peste obișnuință. Prin urmare, și faptul că el poate este o dovadă că care se trebuie în spațiu cosmic trebuie să fie mai mult. Noi trebuie să ne pregătim deja pentru marile acțiuni de ieșire de pe planetă, de ieșire din leagănul copilării. Și mi se pare normal că acțiuni de felul ăsta să se întâmple tot mai des. Dar ce se întâmplă în corpul, cu corpul uman în momentul în care se află în spațiul cosmic? Cum e? Cum reacționează? Pentru că i-am spus câteva dintre efectele care ar putea să apară la acest personaj. Tocmai că încă nu știm și vrem să aflăm. Unele lucruri categoric, scheletul, nemai fiind presat de gravitație, se transformă într-o oarecare măsură, o altă e presiunea sângelui, felul în care simte corpul și simte creierul ce înseamnă sus și ce înseamnă jos. Toate acestea sunt elemente la care trebuie să începem să ne gândim, nu însă fără speranță. John Glenn, 77 de ani, a fost trimis în spațiu cosmic, a ajuns la un moment dat cu o navetă spațială pe stația orbitală. Dovadă că se poate. Desigur, se face o selecție naturală. O selecție naturală după ce se face selecția de către organele și organismele care organizează această plecare în spațiu cosmic. Gândiți-vă că la ora actuală, cu toate scandalurile care sunt, războaie de adevărat era pe Pământ, pe stația orbitală, 5, 6 sau 7 oameni de diferite naționalități își văd de treabă. Chinezii, care au și stația lor orbitală, au invitat deja colaborare, eventual, de oameni care să-i însoțească în aventura lor cosmică. Chiar zilele trecute s-au întâmplat, chiar astăzi, de fapt, s-au întâmplat două evenimente deosebite. Nava pe care o proiectează Elon Musk, acest Starship, care probabil în viitor, într-o variantă, va putea depuși la bord 100 de oameni, pregătindu-se pentru zborul spre Marte, a reușit să decoleze, să iasă în spațiu cosmic, să facă în așa fel încât toate părțile componente să se întoarcă pe Pământ și apoi a aterizat liniștită în Oceanul Indian. Asta înseamnă că poate pleca din nou. Înseamnă că second hand și poate third hand ale acestor unelte extraordinar de sofisticate și de scumpe sunt pe cale să se facă. Și a doua idee este regolitul lunar,
a fost preluat de o navă robot pe lună, o navă chinezească. Nava a ieșit de pe lună, a învins gravitația lunii, s-a întâlnit pe orbită o navă care o aștepta și acum este în drum spre casă. Adică sunt două elemente extraordinare petrecute în 48-72 de ore și asta se întâmplă tot timpul pentru că Homo sapiens este obligat să iasă de pe planetă. Mulțumesc mult de tot, Alexandru Mironov.